În perioada 1-1-2017, 31-1-2017, prin intermediul serviciilor oferite în mod gratuit de salariații AJOF Mehedinți, au fost încadrați în muncă un număr de 467 de șomeri, dintre care 150 de femei. În luna ianuarie 2017, în urma serviciilor oferite gratuite către salariații agenției județene pentru ocuparea forței de muncă Mehedinți, s-a reușit încadrarea în muncă a unui număr total de 467 de șomeri, din care 150 de femei, ca urmare a participării acestora la diverse servicii de ocupare a forței de muncă. În funcție de diferite criterii, structura numărului de șomeri angajați în luna ianuarie 2017 se prezintă astfel. 261 de șomeri cu domiciliu mediu urban și 206 cu domiciliu mediu rural. În funcție de vârstă, 112 șomeri cu vârsta până în 25 de ani, 128 în intervalul 25-35, 106 în intervalul 35-45 și 121 cu vârsta peste 45 de ani, iar dintre aceștia 21 aveau vârsta peste 55 de ani. Este știut faptul că persoanele peste o anumită vârstă întâmpină greutăți mari în căutarea și ocuparea unui loc de muncă și din acest motiv ne bucurăm că în luna ianuarie am reușit să ajutăm, așa cum am spus, 121 de șomeri peste 45 de ani să-și găsească un loc de muncă. În funcție de studiile șomerilor angajați, avem 5 șomeri cu studii primare, 71 cu studii gimnaziale, 92 cu studii profesionale, 243 cu studii liceale, 13 cu studii post-liceale și 43 cu studii superioare. De asemenea, în funcție de statutul șomerilor, din cei 467 de șomeri angajați, 338 au fost șomeri neindemnizați și 129 indemnizați, șomeri care până la data angajării au beneficiat de indemnizația de șomaj din partea AJOFM.